avem afumătură, avem cale de porc, avem cârnaț afumat, untură, vreau să pun un pic de castraveți murați, nu prea încercat, luăm un pic de ardei ius de ăștia bulgărești, care sunt foarte buni, cu ceapă călită și cu morcovi. O să pun și ghebe tinere, am aici niște ghebe foarte faine tinere și niște vinețele, lepista nuda, care... Dar de unde le-ai cules ăsta? Dar pe din pădure, am fost o țără pe dealuri, am fost pe la Căpușul Mic, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, care sunt în spatele camelor și în spatele bumului. Așa, și aici, astea știu că le-am primit de la voi, niște hribe adevărate, de taună Buletu Sedulis, așa cum îi spune și numele, hriba noastră, așa, bun. Astea le băgăm în ăsta și am mai pregătit, o să fac un sos de trufe. Trufe? Da, astea cresc în pământ, uite-te ce fane, miroase ca petrolul, dacă știți așa, cum își trage, așa, că are un miros foarte, foarte puternic și specialități delicate sunt restaurantele franțuzei sau italienei sau așa. Noi o să facem un sos cu smântână care o să fie gustos. Cine vrea să servește și își pune, am mai pregătit și un pic de usturoi, dacă vrea cineva să-și mai pune în mâncare separat, e foarte bun. Și bineînțeles un pic de cimbru, care unde orice varză fără cimbru nu merge. Trebuie, da. Bine, mă gândeam și la un pic de mărar și cu... Și fără o pălincă nu merge o varză. Fără o pălincă, nu mai știu că noi acum în cadrul nu prea avem voie să ne dăm. Uitat, doamna, bine să rămână. Nu se aducă și nici de ciuperi sau așa. Nu-i bai, că doar acum suntem în târg și trebuie lumea să înțeleagă că toți avem dreptul la asta. No, și atunci avem așa, ca ciuperci, avem ghebe, avem vinețele, deci două, avem hribe, trei, și avem trufe, patru feluri de ciuperci pe care o să le punem, plus limba boului, adică a cincea. Deci a cincea. Ar trebui să deschizi restaurant aici la noi de profil. Ar trebui să ne facem și ar trebui să faceți târgul tot dată pe lună măcar, că vorbea lume este, animație este, har Domnului găsim de toate și bineînțeles și oameni de omenie așa cum sunt aici și vreau să vă spun că în timp ce noi o să mai preparăm din această zamă faină, o să invităm la joc și la muzică formația voastră de aici din Negren. Asta e surpriză. Care este o soi de surpriză, spunem așa. O să avem o voce foarte frumoasă, caldă, feminină și la fel o voce bună, masculină, pe care sper să îmbrățișați și noastră această muzică tradițională de aici, de la de Crișuri, vorba aia, și de la Negren. Și bineînțeles, chiar dacă e zumzetul acesta, e zumbesul de târg, care trebuie să-l înțelegeți, dragi prieteni, pentru că asta înseamnă să fim în târg, să ne bucurăm de toate cele și de ce nu să ascultăm un pic de muzică. Mulțumesc, domn primar, deocamdată, pentru că mi-au dus o fistulină hepatică deosebită. Asta o să intre în mâncare cu siguranță și te aștept la masă. Bine, dragă, mulțumesc, dragă, pentru invitație, pentru prezența în comună și vin cu trupă serioasă, să și consumăm bunătățile. Păi musai, că nu ne putem mânca să ne nu, eu mai mult un pic. Exact, musai. Mulțumim, fain. Servus. Dragi prieteni, ne revedem cu formația muzicală și se dăm bice că vine noaptea. Sper să ne puce și ploaia, că de dimineață eu cam plouat un pic. Să începem. După o melodie frumoasă, o ciorbă gustoasă. Ajutoare avem, așa că îi dăm drumul. Mai întâi se pune untură la topit. Da. Hai să margă, că lemnii pe foc am pus. Oi. Ce mă fumă, măi, pe drepniela. Când grăsimea e încinsă, aruncăm în cea un ceapa și morcovii. Ce bani fi luat? Da? Cu cloșca de aur, nu știu cum, le învârtești, cum le sucești. Stai și vă spui eu așa, după ce ziceți. Da, ești de cap, după aia le spui și eu. Vine momentul să adăugăm carnea de porc și când aceasta e suficient de pătrunsă, afumătura. Se toarnă apă, mai întâi cu dreaptă măsură, apoi direct cu canistra, pentru a transforma prăjala de până acum într-o ciorbă veritabilă. Vali pregătește sosul de trufe. Le-am adunat împreună cu Ița, care și-a început dresajul de culegător de trufe. Vom vedea mai multe despre asta în emisiunile următoare. Dacă trufele sunt mai greu de găsit și necesită câini extrem de bine dresați, sosul de trufe se prepară simplu. Se taie trufele, se pisează cu sare și se aruncă în smântână. Se lasă jumătate de oră să absoarbă smântâna aroma trufelor, iar acestea din urmă se dau celor prezenți la mirosit. Ca de fiecare dată, mirosul trufelor face impresie puternică asupra neinițiaților. Ia numai să le mirosiți, să vedeți cum îți. Dar nu-ți dea lebou! Nu-ți boroge! Ia vedeți! Da, toți! Strâmbați-vă! Excepțional, un miros de la tăți. Ce costă? Miros frumos. Domnul, ce costă?
kilogramul de asta. Cam câte sunt acolo? Sunt ceva la 100 și ceva de euro. E timpul să adăugăm ciupercile, castraveții murați și varza acră. După 20 de minute, amestecăm smântâna cu zeamă fierbinte pentru a nu se cocârță fiertura, cum se zice pe aici, apoi se adaugă înceaun și se poate lua de pe foc. E bine să se odihnească ciorba o vreme pentru a se amesteca, așa cum se cuvine, aromele. Și e timpul să servim masa. Poftă bună să aveți! Na bun, dragii mei, haideți să începem să servim, nu știu, cine e un bărbat? Sau o doamnă? O doamnă? O doamnă. Prietena mea, prietena mea care te-am jucat. Hai și ia de acolo, Polonico. Așa. Moșule, domnule. Moșule, de la fond, o tână. Dar pune și carne, și carne. Aia cu carne, luați cu lingura mare, cu lingura mare, ca să vină carne mai multă. Dai. Moșule, genul mi-o dai, gestare, n-o s-o mai ai. Dai. Moșule, genul mi dai fata, gestare, s-a prin poiata. Dai.